Petre Emanuel Neagu a intrat în politică cu mulți ani în urmă. A fost an la rând consilier și vicepreședinte al Consiliului Județean, iar din decembrie îndeplinește funcția de președinte interimar. Cu toate că are state vechi în politică, sau poate că tocmai de aceea, Emanuel Neagu se gândește să renunțe din 2016 la această vocație a sa de om politic. Nu mai există un mandat viitor, probabil că eu nu voi mai candida. Din câte înțeleg, să fie ajuns la o oarecare sațietate din punct de vedere politic? Nu neapărat, dar în momentul în care tragi linia la un moment dat, te uiți în oglindă, vezi, îți faci balanța, dacă așa, și în momentul în care consider că este în echilibru, te mai gândești, dacă mai continui, dacă este pe plus, poate te gândești să continui, dar vom mai vedea. Actualul vicepreședinte, care a preluat vremelnic și prerogativele de președinte al Consiliului Județean, crede că mai importantă decât o nouă candidatură este finalizarea proiectelor asumate. Din punctul meu de vedere, nu știu cum gândesc alți oameni sau alți politicieni, în ghilimele, care ocupă anumite funcții administrative sau altfel de funcții politice. Eu nu-mi fac proiecte pe o perioadă îndelungată. Important este să ducem la bun sfârșit proiectele care le avem acum și mandatul și după aceea vom mai vedea. El afirmă că nu funcția l-a ținut atâta vreme în mediul politic, ci vocația. Numai că vine un moment în viața oricui când se trage linie și se optează pentru un alt mod de viață. În cazul în care crezi că ți-ai îndeplinit menirea, nu? Din acest punct de vedere, poți renunța. Știu că probabil o să zâmbiți și probabil că și telespectatorii dumneavoastră o să zâmbească, dar eu fac parte din categoria de oameni care nu prea mă uit la scaun. Până la finalul mandatului său la Consiliul Județean, vicepreședintele Neagu ține neapărat să finalizeze cele trei proiecte foarte importante pentru comunitate și nu numai. Este vorba despre inaugurarea noii maternități, reabilitarea podului de la Vadu Pașii și a clădirii fostului Spital Brătianu.